ordinară a Consiliului Local al Comunei Divers Județul Bacău, întâlnită astăzi 28 aprilie 2023, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 12 consilieri dintr-un total de 13. Acceptează motivat domnul consilier Bustioc Viorel Remus. Președintele de ședință este doamna viceprimară, Jean Elena Simona. Vă mulțumesc. Bună ziua, să s-a înviat. Pentru ședința anterioară, la procesul verbal, are cineva ceva de adăugat? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci, votul pentru. Vă mulțumesc. Da, dă-i prima dată cu domnul votul un set, cu domnul votul Iulian. Da, nu, astea sunt originale, invers. Tu nu l-ai în dosarul tău? Uite aici, original la comisie. Înainte de ședință, cum considerați dumneavoastră? Dăm citirii ordinii de zi sau începem cu punctul diverse, ca să nu aștepte domnii care văd că au zis și care au zis? Da, atunci aprobăm punctul diverse mai întâi. Ordinea de zi și punctul diverse și discutăm. Da? Ok. Bun. Da, doamna președintă. Vă rog. Poate domnul Marca să-ți spune ceva, eu la domnul. Să n-am ajuns. Era obișnuit. Haideți să trecem la ordinea de zi și dacă e deschid o ședință. Da. Bun. Primul proiect. Proiect de hotărâri privind constatarea începând cu data de 18.04.2023 a încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Picop Gheorghe Adrian, ales pe listele Partidului Uniunea Sud Salvați România de la Comuna Liberă Județul Bacău, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Livez, Județul Bacău și declararea ca vacantă locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Livez, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini activității de gestionare a câinilor fără stăpân și aprobarea studiului de oportunitate privind gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Livez, Județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de sterilizare gratuită a animalelor, fără pedigri, cu stăpân și fără stăpân, femele, la nivelul Comunei Livezi de Bacău, inițiat de consilierii locale Comunei Livezi, Avram Georgiana, Butu Iulian, Picop Gheorghe Adrian, Manoli Vasilica, Busioc Verel Remus și aviz din partea tuturor comisiilor specialitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor de construcții și demolări din Comuna Livez, Județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aderării autorității publice locale Comuna Livez, Județul Bacău la parteneriatul grup de acțiune locală Microregiunea Confluențe Băcăoane, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 6. Diverse. Cine este pentru? Cu cele 6 puncte? Dar ați propus și... Cu diverse. Vot, deci cu votul pentru. Bun. Trecem la primul... Ultima parte. Punctul diverse. La primul punct. Punctul diverse. Domnul primar, începeți dumneavoastră sau vorbim cu domnul consilier Vinia? Deci haideți să... Foarte bine ați făcut că am intrat pe punctul diverse, având în vedere faptul că la ședință participă și persoane din, în afara Consiliului Local, aici vorbim de cetățenii Comunei Livez. Vreau să-i salut prezența domnului Costel Irimia și a doamnei Valerica Irimia. Aș vrea să deschid, să ne spună doleanțele sau pentru ce situația au venit sau prezentat la ședința noastră. Dacă vreți să luați cuvântul, noi vă ascultăm. Dorința noastră, așa cum știți că mai fost soțul la primărie și o cerut ca să se extindă rețeaua de curent. Noi avem acolo 4 autorizații de construcție, de fapt 5 cu grajul meu. E tras curentul de mai bine 20 de ani din noi, de sub pământ. Acum a venit un băiat acasă din străinătate, s-a legat din noi
și la noi nu mai ajunge curentul. Și acum de amare rugăminte, dacă se poate, chiar până la urmă plătim noi stâlpii, numai să faceți demersurile care trebuie la, la EON, să se extindă rețeaua. Asta e marea noastră rugăminte. Și să mai spun și de drum că e o tot vinit aluvion și când plouă e cam de 20 cm mânul de drum. Poate în curând o să se extindă și drumul asfalt. Am fost personal, am fost cu domnul Costel, am văzut care este situația. Am făcut acum solicitare și am făcut o achiziție pentru a se lucra pe toate drumurile comunale. Nu putem să facem de pe o zi pe alta, am făcut achiziția și o să, săptămâna viitoare, o să intrăm pe toate, cu lucrări pe toate drumurile comunale, cele care sunt din, din balastru sau din pământ, cum sunt trecute în inventar. Unul dintre drumuri se va lucra și acolo. Acum, în legătură cu ce a solicitat dumneavoastră, cu extinderea de rețea, o să vină doamna Mariana Costea de la Urbanism, care s-a ocupat personal de acele demersuri și să ne prezint un pic cum stăm cu extinderea de rețea. Deci avem la dumneavoastră pe drumul Poiere și undeva la spre Helegiu. Spre Helegiu, da. De la Buiac Ioan. Da, da, sunt două artere. Într-adevăr, s-au făcut demersuri. Uitați câte hârtii am făcut, câte am primit, am dat răspunsuri. Am scos și avize, uitați și certificat de urbanism, am de toate. La un moment dat s-au oprit, nu știu, ultima adresă este că venită pe 9-7-2020 și spune, precum că s-a făcut un așa, o estimare, valoare orientativă cu care primăria Livezi este necesar să participe la finanțarea lucrărilor este de 136.000, în urma procedurii de achiziție publică a lucrărilor. Se va stabili suma finală cu care primăria va cofinanța lucrările. Așa. Noi avem priș, doar așteptăm de la ei să ne dea. Noi avem priș bani în buget, tot timpul i-avem ca prioritate acele extinderi. Cred că sunt singuri. În acest sens, vă rugăm să le transmită acceptul dumneavoastră printr-o scrisoare de confirmare. Da, și eu am făcut, bineînțeles, scrisoarea, scrisorica, și n-am mai primit niciun răspuns, nu a venit niciun... Unde ești ăsta? N-am văzut niciun studiu de fezabilitate, nimic, am trimis adresă, uitați, către așa, am trimis, iar am trimis, uitați și acum am trimis în 2023, iar o adresă, cam acceptat, am trimis adresă și nu mi-a venit încă niciun răspuns. M-am spus la el că așteaptă de la dumneavoastră, ce așteaptă de la mine? Dar de ce a făcut o solicitare către primărie? Având în vedere că puneți, la faptul că numai procedurii de achiziție publică al lucrurilor se va stabili suma finală cu care primăria Livezi va cofinanța lucrările. Valoarea orientativă cu care primăria Livezi este necesară a participa la finanțarea lui este de 136.436 lei. În acest sens, primăria Livezi, județul Bacău, acceptă propunerea de participare la cofinanțarea lucrărilor a valorii mai sus menționate asupra soluției tehnice avizată în vederea realizării extinderii rețelei electrice, în vederea alimentării cu energie electrică a locuinței din localitatea Bălăneasa, comuna Livezi, zona Peteaon, artera spre localitatea Poiana. Ca așa, deci toată lucrarea este de în jur la 3 miliarde. Deci să pună primăria, o parte, jumătate primăria și jumătate pe o arteră. Iar pe celelalte, fiindcă suntem la drumuri naționale, durează foarte mult. Și să începem spre artera la Poiana. Dar trebuie să ne dea un aviz. Am și aviz la Transgaz. Noi am scos avizul, dar nu ei trebuia să ne dea, uite, să începem lucrările. Și noi o să mai trebuie. Avem adrese, pe se adrese. Copii, da. Asta lor, zice Georgiana. Da. Asta să fac o copii și... Da, facem un copii și... Să-ți deșeți un exemplar de răsat. Deci, gândiți-vă că noi suntem noi, avem și copiii acasă și nu suntem curent de mult. Și plătim și noi aproape 50 de milioane, au plătit băiatul meu impozit. Atunci, faceți să ne vedem și punem parasolare. Dacă îmi dați voi, înțelegeți partea asta cu repede, ar trebui să punem documentele, să le-am și cetățenii. Dar cu partea de drumuri ar trebui să... Am înțeles la domnul primar, că s-au făcut achiziții,
dar să le reamintim oamenilor că în acea zonă este un proiect de asfaltare. Da? Și să le explicăm oamenilor, să le spunem în ce fază suntem și cu acel proiect. Pe drumul Poierii se va mai asfalta până dincolo din locuința domnului. Ea e un proiect care este din 2019. 2018. Sau 2018, nu știm în ce fază se mai afla acum. Este și acolo, adică să... Constructorul, da, este prelungit acel proiect, spre surprinderea constructorul nu mai este. Datorită faptului că în 2020 nu s-au dus la deplinire niște lucruri, dar nu mai intrăm în polemică. Aici intrăm pe chestii tehnice și nu cred că trebuie să intrăm. Deci suntem. Acum suntem în procedura de... Că va fi asfaltat. Deci suntem în procedura de licitații. Suntem în procedura de licitații, da. Suntem la aviz. Păi da. Avem ultimul aviz care ne-a venit, este de la drumul național. Ultimul proiect. Ăla ne-a încurcat pentru că nu s-o putem da urmări de ce. Deci suntem în procedura de achiziții. Deci am toate avizele, intră în procedura de achiziții. Vă punem la dispoziție acele documente care le-a trimis în copii, ca să le aveți că... Luați legătura cu domnul Marian. Sănătate. Sănătate în mobil. Mai continuăm cu puncte diverse sau mai rămâne? Hai să trecem la ordine. Da, da. Dă-le din câte copii. Mersi, mersi. Primul proiect de pe ordinea de zi, proiect privind constatarea, începând cu data de 18.04.2023, acceptării de drept a mandatului de consilier local, domnului Picop Gheorghe Adrian, ales pe listele USR de la Comuna Liberă, județul Bacău, înainte de expirarea duratei normale acesteia, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Liberă, județul Bacău și declararea ca vacanta locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Liberă, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Cine este pentru? Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Așa. Vreți cineva să ia cuvântul sau să punem la vot? Eu vreau să vă. Domnul primar. Acest proiect de hotărâre, primul proiect de hotărâre, este cu demisia domnului consilier Pricop Gheorghe Adrian, ales pe listele Partidului Uniunea Salvați România. S-a făcut și cred că de acum se închid discuțiile pe acest punct. Domnul consilier a câștigat un examen în cadrul primăriei Livez, ocupând funcția de șofer pe acel utilaj care l-am achiziționat cu fonduri europene, în special pe gală. Am văzut tot felul de, nu știu, discuții, pot să le spun oricum, că acest om o să fie, o să facă, el l-a aranjat. Nu, vreau să vă aduc, și sunt cel mai asumat, acea procedură de concurs a fost făcută cu persoane din cadrul OAT-uri diferite, din trei OAT-uri, persoane autorizate, vorbim de secretari, juriști, care au participat la, care au fost membri în comisie. S-a depus documente, nu am avut și nici nu am vrut, tocmai de aceea am adus persoane, am solicitat la alte OAT-uri să vină comisia să facă, din comisie să facă parte, nu angajați ai comunei, vedeți, ca să apară suspiciuni. Tocmai la asta mă gândeam că o să apară, ușa a apărut, nu este nicio problemă, acel concurs, vă garantez că a fost corect, acest om, Pricop Gheorghe, și-a câștigat prin merit și fără nicio problemă acest post. Îi urez succes în continuare, eu cred că cum s-a achitat de sarcini și în Consiliul Local, o să achite și de cele ca angajat în cadrul Primăriei Comunei Livest.
Dacă sunt discuții, că cu Finu, că cu Nașu, că cu nu știu cu cine, am văzut pe acolo tot felul de ecuații. Vă spun și vă aduc, pentru că eram la serviciu ultima zi când s-a depus, era stabilită, nu dimine, la ora 13:30, parcă, se depunea ultimul CV-ul. La ora 2:10 mi-a deschis ușa domnul Ionit, domnul Ienea Nicolae și domnul Vasile Ghinea, oameni care eu îi respect, cel puțin angajații sunt angajați, dar pe domnul Ghinea îl cunosc și îl respect, este un om care pe mie așa, a venit și a depus la ora 13:35, a ajuns aici să depun acele documente. M-a întrebat pe mine și mi-a spus, domnule, nu fac parte din comisie. Puteți să vă lăsați sau voi știți. Iar domnul Ienea și cu domnul Ioniță au rămas să stabilească. Nu știu ce s-a întâmplat. După aia am închis ușa, ești afară, vă faceți cum vreți. Am plecat acasă și am văzut după aia că nu l-au primit la 13:35. Acum, eu cred că a făcut bine că nu l-au primit la... Putea să încerce. Să încerce acea comisie. Cineva și mi-a spus, au sumat. Vine la 13:35, spunea, doamne, vedeți că nu sunteți corecți. Oamenii, cred că au procedat corect. Dacă a fost afișat, a fost pus, anunțat, știa, adică ca să vină... Avem un interes de domnul Arălui, dar vrea să dau cum te explica de domnul Primar. Deci, nu, eu am venit pentru că nu se scuză. Tot felul de discuții pe mediul online. Și v-am adus, eu nu mă scuz pentru că n-am făcut, dacă făceam parte din comisie, nu mă scuzam. Deci ca să știți și dumneavoastră, s-a depus la ora ultima, care a fost discuția cu Finu și cu Nașu, da? Finu a venit la ora 13:35, iar procedura de înscriere la 13:30. Aici stop și am încheiat. Dacă vă plac narațiunile astea... Dar nu, a scris ceva, nu știu eu. Mă bucur că... N-am acuzat pe nimeni, doar am vrut să vă explic. Până la urmă, oamenii are bună drept, eu știu, că am totuși o angajare și după la urmă trebuie să iei o decizie, să vă angajez omul care consider că este cel mai bun și competent pe funcția respectivă. Dar felul în care se trata pe banii sigur s-au văzut intervențiile lor, dar nu-i interesa, nu facem. Eu aveam o singură întrebare, dacă la urmă a prezentat acea adeverință de la o societate din țară unde a lucrat în forma cerută IHG-ul, așa și a devenit de străinătate, cu menționarea expresiei date de început și date de sfârșit. Adică acolo erau niște condiții compuse și el urma să aducă acea adeverință. Dacă a adus acea adeverință și a întâlnit condițiile, probabil că a întâlnit, dacă spuneți cum acele documente au fost strânse de cei care erau din comisie, n-am avut nici responsabilitatea este la lor și cu asta. Și dacă da. Dar aici era semnul de întrebare. Deci oamenii de asta au făcut. Omul și știm cu toții că cetățeanul respectiv a lucrat cel mai mult în străinătate. Acum, că a lucrat în domeniul sau a lucrat în treabă. Dacă și-a luat un exemplu, e ok. Chiar nu avem niciun fel de problemă și ar vrea să... Important este să facă. Problema este că vis-a-vis de demisia, dacă tot în dat voi doamna președinte, să continui ca să încep discuția, aici s-a asumat o responsabilitate față de cetățeni fiind consilier local și spunând că salvăm noi România. Tocmai de asta vreau să aduc acum. Se pare că, de fapt, intenția n-a fost doar cea politică de a ajuta cetățenii, a fost mai mult un interes. Adică încercăm, venim pe mal, vedem dacă putem să sărim, să facem paie, de pe câte am văzut și cât au candidat și câte persoane, câte consilieri sunt pe funcție și toți care a optat și a dat demisia de aici din Consiliul Local, au plecat de acum, înseamnă că ei tot timpul au urmărit niște funcții. Niște funcții
pe bani, cum s-ar zice. Da. Acum, nu, tot dar mi-a dat părere. Dacă ești consilier, ai candidat politică și vrei să aduce de cu adevărat, rămâi acolo. Mult puțin, asta ți-a sunt. De asta ai candidat, de asta ești. Nu vreau să fac, n-am nicio treabă. Vorba de strategia partidului. Mâine, voi nu s-au văzut și un bun semn de demisia. Care cu alte aspirații și alte promisiuni, de fapt se demonstrează că urmărește altceva. Serios urmărește doar interes. Da, acum mă pentru interes. Fiindcă se dă la urmă plecată. Am zis că au plecat în locul un consilier local care a jurat, să rezolve toate problemele comune. El a plecat șofer. Îi dădea la o lege într-o ședință că el muncește. Unde muncește? La primărie. Da. Și-a făcut loc. Am înțeles. Cine este de acord cu acest proiect? Avem totuși din șoferi, din pământ. Cine este de acord cu acest proiect? Domnul Giorgi. Cine este împotrivă? Este cineva împotrivă? Să vedem noi cine aduce plus valoare a acest consilier care a plecat. Să vedem ce plus valoare aduce pentru comuna asta. Fiindcă noi plătim un salar foarte mare pentru el, aproximativ 1 miliard pe an. Să vedem ce aduce beneficii pentru această comună. Fiindcă noi aveam șoferi. Aveam șoferi, putea pe organigramă să-i dea pe postul ăla. Fiindcă șoferii care mai avem nu șar nici măcar mașini. Nu mai are nicio legătură cu că așa se cerea, postul ăla s-a înființat pentru acest utilaj. Avem, de știu. Știu, dar așa a fost proiectul, domnule. Nu are obiect cu muncii. Așa. Nu spunea la comunicator, era numai din mult mai trăjăție. Înființarea unui post de șor. O să zic că nu avem bani. Dăm bani la salarii. Așa era. Dar vreți poate în hotărâre așa. Nu uită. Era înființarea unui post. Haideți să vorbim la devreme. Chiar un punctaj mare era asta. Da. Proiectul numărul 2. Dar eu nu v-am adus nici pe voi, să ați niște feze. Vă ales lumea, ce? Nu, eu i-am adus. Băi, a văzut asta, mă, că nu prima. Vă văd că dacă sunt de la nivelți, că dacă nu mai pui mic. L-am văzut că toți mă zice, văd, dar... Cum te-am văzut? Cum te-am văzut? Ah, hai să trecem. Băi, ce-am văzut? Băi, cum te-am văzut? Hai să trecem la nivelți. Încerc tot din drumurile din Abii. Domnul Giorgi. Aș luat votat. Băi, mai votat tot. Băi, oameni buni. Haideți dacă vreți. Nu știi cât... Punem la altă ședință. Nu mai vorbim. Hai să nu facem, mai uite lumea la noi. Votăm sau nu votăm? Că nu...
Fiecare are drept. Putea vota și nu vota. Dar hai să nu facem... Dar eu consider că nu trebuie să... Corect, dar nu vă întreabă nimeni. Dar hai să ridicăm să știm cum trece domnul. Bun, 7 voturi pentru, un vot împotrivă Crăciun Gioni, o abținere Costea Dan... Doații, Costea Dan, Sorogiu, Daniel și Busuio Fionel. Nu poți doi de la nu, domnule, la mai e libertate. Nu, ești nu, 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 domnul Costea, domnul proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini activității de gestionare a câinilor fără stăpân și aprobarea studiului de oportunitate privind gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Leves, județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Se scrie cineva la cuvânt? La cuvânt? Comisii. Comisii favorabile. La toate. Care e asta? Este cu USR-ul? Este, nu, nu. Deci, sunt două diferite, sunt două diferite. La ce dați voie să vă spun, acesta este inițiat de domnul primar. Dacă îmi dați voie să vă spun. Până acum, am avut, am fost obligați de lege să facem un contract cu o firmă de ecaristaj pentru câinii fără stăpân. Numai că legea nu ne mai permite și ne obligă, toate primăriile ne obligă să înființăm serviciul de gestionare al câinilor fără stăpân, de fapt aceeași mărie cu altă pălărie, în condițiile în care nu ne permitem să angajăm veterinari, salariați, să facem padocuri, gestionăm, concesionăm serviciu. Deci la aceeași firmă o să concesionăm și serviciu, să-i predăm tot ce făceam. Așa ce nu legea. Face și de acum încolo. Numai că noi trebuie să avem înființa serviciu. Cum? Nu, dar e vorba nu neapărat să vezi veterinar. Veterinar găseam și gratis, dar e vorba de spații. Domnul Surugiu, domnul Surugiu, ați avut și precedent. Precedent. Nu e făcut. Pentru atribuții. Da. Deci am să înțeles. Deci nu că e pur și simplu obligatoriu. Da. Sunt amenzi. Da. Cine este pentru acest proiect? Este cineva împotrivă? Nu. Nu? Deci vrei și votul pentru, da? Al treilea proiect. Proiect de hotărâri privind aprobarea programului anual de sterilizare gratuită a animalilor fără pedigree, cu stăpân și fără stăpân, femele, la nivelul Comunei Livez, județul Bacău, inițiat de consilierii locale ai Comunei Livez, Avram Georgian, Butu Ilian, Pico Gheorghe Adrian, Manoli Vasilica, Busuioc Viorel Remus și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Favorabil. 2 favorabil, 3 favorabil. Cine vrea... Asta spune. Iau, asta e de sterilizare. Sunt inițiatori. Inițiatori. Proiectul, dar intră aici, doamnă. Așa, tu nu ai acceptat, tu poți să votezi, că tu nu ai acceptat, voi trebuie să votați. Da, scrieți-vă la vârșa biserică care pe lângă, vrea să acest proiect este... Dar nu susține cu ești președinte. Haideți ca să terminăm. Acest proiect este inițiat. Da. Deci domnul Gioni să scrie la cuvânt. Ce? Domnul Surugiu din inerție. Și domnul Busuioc la fel. 3. Dar nu vorbiți cu tot ce deci vorbiți fiecare cu o idee separat. Chiar urmăresc. Dacă... Haide, că e interesant. Bun. Acest proiect este inițiat de acești consilieri. Din câte am înțeles, domnul Adi Pricop, la momentul depunerii proiectului, era consilier. Chiar dacă și-a dat demisia și chiar dacă nu mai este la momentul acesta, am înțeles că se poate depune un domnul secretar, hotărâre la și cu trei consilieri. Se putea, deci nu... da, se putea depune. Deci legea nu împiedică. Ia romanie! Ia romanie! Ia romanie! Domnul Surugiu, se putea foarte bine să se facă din nou un referat și un raport. Da. Domnul Gioni. Cu privire la acest proiect de hotărâre, aș vrea să știu dacă asociația asta
Vezi că este o asociație. Nu. Nu, nu e o asociație. De asta spun așa, să dau vorba, să dau pentru domnul inițiator, fac parte cumva dintr-o societate. Eu, haideți să subim, să semneze contractul cu proiectul de mai înainte. Încerc scuze pe chestia. Haideți să vorbească de cei care... Păi nu, păi... Ca să știți și masă ce vorbim. Ce-ți prezint din proiectul? Da, prezint cu doamna. Dar cine? Da, să vedem pe cine este ăsta. Hai, domnule. Primul, Adrianu, Georgianu, domnule. Nu, 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 vă să-l țin cu ei. Vă să-l țin cu ei. Asta nu e. Hai, da. Nu mă așteptând. Deci ați văzut destul de clar. Am făcut o estimare a populației din Comuna de Vest. De aproximativ 5.000 de locuitori. Din care de ei? Suntem peste 5.000. Aproximativ. Estimativ. Da, este un necesământ. Da, aproximativ 5%. Fiindcă noi batem numai din 5% dacă da. Și estimativ 1900 de căței. Când am depus proiectul, am primit, dacă o să puteți urmări, la raportul comportamentului financiar de contabilitate, în care, din păcate, suma este foarte mare ca să poată fi susținut acum din bugetul primăriei. Ne-am dorit la rectificare să se poată aproba și aici o să vin cu un amendament, dacă se poate măcar pentru un minim de căței, de 50 de căței. Ați văzut destul de clar că în toate satele sunt căței lăsați, pisici, știm, domnul consilier ne poate ajuta, majoritatea sunt gestante în această perioadă. Acum eu doar am venit cu un proiect, dacă credeți că ajută comuna, pentru că am foarte multe cereri, eu personal mă ocup în timpul meu liber și pot să transport la diferite cabinete, chiar și în Bacău, pentru că sunt asociații din Germania care se ocupă cu așa ceva, cu gratuitate, dar, din păcate, nu toată lumea are transport să se poată duce, să-și ducă animăluțul. Inițiatorii ați văzut, dar, din păcate, colegul meu, Pricop Gheorghe Adrian, nu mai este. La acel moment când a fost aprobat, au fost 5 inițiatori, dar legea îți dă voie și cu 3 inițiatori pentru proiect. Și cu noi am zis 3 că suntem în echipă. 3, nu știam pe el o să plece, eu nu discut, e colegii care își asumă fiecare decizie. Da. Acum mă aștept întrebările dumneavoastră, dacă credeți că ar ajuta comuna, dacă credeți că chiar doamna viceprimară a discutat cu cineva, eu sunt neutră, nici nu mă interesează cine ar putea să ajute să vină ca și medic aici. Mă interesează doar dacă se poate ajuta și în fiecare an, măcar o dată pe an, să se poată susține acest proiect. Am înțeles că nu a mai fost până acum la primărie votat. Dacă permiți, doamne. Deci am discutat cu un medic care vine și face gratis. Da. Deci nu e de vorbă. Gratis. Ca și contabile, pentru că nu suntem singura primărie. Să le punem la dispoziție, doamne. Dacă e gratis, doamne, contabile și primate, nu au bani. Pentru mai că ne spunea că e o sumă destul de mare. A zis că nu poate suporta pentru un număr foarte mare de căței. Nu știu ce e efortul financiar. Inițial a fost pentru 150 de lei de cățel. Când am discutat, noi n-am știut. Eu când am depus proiectul, nu am discutat cu nimeni. Deci asta a fost o estimare și așa am înțeles că ar fi cel mai mic preț la care se poate raporta. Acum, domnul Costă, dacă mă poate ajuta, estimativ, cum preț pentru un cățel, nu știu, eu nu. Numai că eu, după ce am vorbit cu doamna Georgiana, după ce am văzut pe ea, am dat niște despre. Conștiința domnului, poate că nu poate să-ți spuneți că am putea exact. Eu, doar am încercat să vorbesc cu medicul din comună, să vedeți care este opinia dânsului. Eu de asta am zis, prezint proiectul. O sumă, dar vorbim cu medicul din comună. Acest proiect a fost depus, valoarea unui, unei, cum să spun, o operație de genul, ar costa atât. De asta s-a făcut calculele pe sume. Doamna contabil vine cu argumente și spune că nu avem prinși acești bani și nu putem face. În urma discuției, deci lucrurile astea, noi dacă le continuăm și se aprobă, putem din discuțiile avute să vină și medici care nu iau bani. Inclusiv primele discuții o să le avem cu medicii noștri, care normal o să discutăm cu cei care avem cei mai apropiați, iar la Onești, discuțiile cu domnul primar, este un medic la București, care vin și la ei și îi fac gratuit, inclusiv la Bârsănești. Discutăm... Nu facem nimic reacțiune la mine, să ne înțelegem. Noi vrem să ce decontăm bani aici, ca să plătim medicul, da? Păi da, e greșeală. Greșeală e greșeală. El face acțiunea printr-o formulă, într-o formă organizată, dar și el face degeaba, domnule, nu există așa ceva. Noi greșit de contă bani ca să plătim operațiunea în sine, nu există așa ceva. Consumabile. Sunt de... Faci proiecte și plătim.
Unde? Dumneavoastră nu puteți să faceți acțiunea asta dacă primăria nu are o locație bine stabilită, autorizată, sanitară, veterinară. Doar nu o să faceți scrie în primărie. Eu de asta am întrebat, ați vorbit cu medicul de la comună, ați luat cu bine, ați văzut și spune, că la urmă este o activitate care, nu cumva, este ok acțiunea în sine de a steriliza câine, dar mi se pare o concurență neloială. Noi ce facem, de fapt? Finanțăm pe cineva de oriunde, că nu că mă faceți acum să o transform în politică, să spun că avem o afinitate, așa? Dar nu, dar trebuie să vorbim. Ascultați-mă, nu s-a avut discuții cu doctorul din familie sau cu Azmir. Important este să... Nici o vrăjeală. Nu, dar vreau că nu mai interveniți că nu sunteți primul. De aceea a început să vorbim. Ați vrăjeală, vrăjeală foarte. Domnul, nu veniți la vrăjeală. Nu veniți peste mine. Dar vă răzut, vei, dar ce vrea? Eu v-am dat răbdare, mă susțin. Asta e și o peste. Ai interes ceva? Ai interes ceva? Ai interes ceva? N-ai niciun interes. Ascultă! Mă rog, din capul locului, vă spun. Nu aveți cum să sterilizați câini în primărie dacă nu aveți o sală autorizată. Ca să înțelegem. Pentru că eu sunt unul, sunt primul care fac reclamația. Acest proiect. Să cere, să întrebi dacă trebuie să arătă că nu știu ce ori să poată să vezi, așa o să fac la primărie. Dar nu asta e problemă. Iniciativa este foarte bună. Eu doar v-am întrebat. De dragul meu, dacă vorbești cu mine, îți arat proiectele care le-am pus eu. Nu vorbi cu mine pe tema asta. Nu spune mie. Deci, cum vreau să-i spun? Dați-mi un pic voie să spun. Deci, la momentul depunerii proiectului, când a venit Gergeana cu acest proiect, doamna, când a venit? Deci, acum vorbesc cu toate proiectul. Nu, altceva voiam să spun și dacă ascultați un piculeț. Deci, la momentul acela, mie mi s-a pus suma foarte mare și am zis că noi nu avem bani și nu așa. Și următorul raport care trebuie referat, care trebuie făcut, era de fiecare mi se pare suma mare, dar nu mi-a spus de o sumă. Că toată de o sumă. Nu asta v-am întrebat. Nu e suma mare, doamna. Trebuie să vă dau un exemplu. Doamna, sunteți de la Bârsănești. Vreau să vă dau un exemplu. Cât costă să duci un câine la fostul de câine, la cazul pe care îl duci după ele. Da? Că acolo îți face și sterilizare, îți face și părțile. Ești de acea 500 de lei pentru câini. Să duci și să-l predau la fostul. Chiar și până la 1000 de lei. Chiar și până la 1000 de lei. Deci e mai degrabă cumpăr două cafe și... Eu am participat în banii de la sterilizare, că am dus doi căței la Bârsănești. Unde s-a făcut? Domnul primar a făcut în sala de ședințe. Unde s-a făcut? Sala de ședințe. Asta pentru că medicul a avut bun simț. Că ei n-au voie să facă, să facă. Cum, dar cine să sala de ședințe? Bă, ce prostie este aici? De la primărie au venit cu afiș așa, și au fost publicați chiar și pe rețelele de socializare. Nu s-a dat ședința, a fost în răcar? A făcut infracțiuni, infracțiuni ce-a făcut. Primarul este cu infracțiuni ce-a făcut el. E problema lui. Dar să știți, a făcut infracțiuni. Știți, înseamnă ședința cu Consiliul Local, n-are voie nimeni simte. Știți, nu a fost în local. Ca să știți problema. Și știți ce aparatul îți trebuie. Am văzut. E foarte important. Și vreau să domnul consilier, eu cred că ați făcut o greșeală, cred, nu v-a acuz. Inclusiv faptul că spuneți merge la medicul din localitate. Da. Nu. Da. Logic. Trebuie să vorbim cu medicii veterinari. Haideți să. Și eu închep. Dacă dumneavoastră... Are spațiu, are tot. Deci se face o dedică. Aici trebuie. Aici trebuie. Să facem și proiectul care trebuie. Să nu cer.
putem să fim noi, știm toate regulile. Este, este un proiect care, eu cred că e benefic comun. Iar este foarte bun. Dumnezeu, Trebuie gândit. Doamna viceprimar a căutat și dumneavoastră și a găsit un cabinet în Olimp, în care doamna doctor este disponibilă și ne alocă cabinetul pentru 5 zile. Ce îți trebuie să facă așa la oameni? Cu ce plăcut? Doar transportul. Doar transportul e treaba. Și ce îi treaba? Aici îmi trebuie. 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 Accesării programului de cât mai mulți cetățeni, primăria asigură beneficiarul care este obligat să aibă domiciliu pe raza comunei Nives, ceea ce spunea domnul Omar. Sterilizare gratuită pentru primul animal, urmând ca pentru al doilea să asigure 50% din costul intervenției, al treilea 75%. De la al patrulea animal, stăpânul va suporta cheltuiala integral pe costul intervenției. Deci noi până la... trebuie să dăm niște bani. Da, nu despre bani, noi vorbim de problema cu masivul local. De unde scoatem banii? Și aici mă cramponez de raportul contabilității, care spune că nu avem bani. Adică noi acum nici nu văd rostul să aprobăm un proiect, că nu știm dacă oricum. Dar la rectificare mă gândesc că poate măcar un minim de cățel. Haideți să să lăsăm cu mare. Noi am aprobat acum, că dacă aprobăm de ce spunea domnul colegul cu faptul că spuneți doar, deja prin proiectul dinainte, noi deja îi obligăm pe bani. Să-și facă de-aia și până la urmă. Păi scrie la oameni, spune cu oameni că mergem la manești. Omul ăla oblig să ducă câini la unești, cu cei transportă la manești. Bă, fraților, puteți face vorbi? E proiectul, e proiectul, deja l-am obligat. Deja l-am obligat din asta. Și-a mai obligat pe finală. Nu, acum aici spunem unde să se ducă și poți să vii de la primărie. Statistica. Cum s-a făcut? Deci numărul ăsta de câini este 2007. Estimativ. Dar nu oblig, 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 dar nu oblig. Domnul primar, în condiții care i-am aprobat ăla de aici, trebuie comunicat și medicul de familie, care are concesionat un medicul și așa. Păi asta mă întrebam și ce se punește pe un punct de vedere. Da, este estimarea că de aia nu o facem noi, o facem de aia. Aia situația exact cu câini, nu să dați acât. Exact. De asta ați vorbit cu medicul. Așa era logic și frumos. Și normal. Dar eu am început. Pentru că să vrem o fundare și trebuie să ne protejăm pe noi aici. Nu ne-am adus mai pe așa doctor. Ok. Fiecare primăvară. Există vaccinează. Vaccinează cu evidență. Dacă nu s-ar ocupa de treaba asta, înseamnă... Câtă lume își vaccinează acum? Nu, nu, eu știu, la mine am cății care au pașa cu ăsta. Știu, știu, și eu, dar nu toată lumea, din păcate. Vedeam că sunt picioase. Dar nu este evidență și nu trebuie. Nu trebuie înlăturat medicul veterinar. Doamne, n-am zis niciun moment. Vă rog să veniți cu pașapoarte, să vedeți, verifică jurul de acolo. Da, nu, dar acolo a venit și mi-a luat 15 ani. O fost că
chemat Andrei să-i citească, nu aveau ce, nu trebuie să câinii nu erau ocupați. Deci, prin urmare, câinii vagabonzi, câinii liberi. Ce cine gestionează? Ce face? Dacă asociația asta este înființată ca să preia câinii vagabonzi sau astfel de câini, de ce nu facem noi altceva? Ei oricum primesc finanțare. Bă, da, n-au nimic. Nu contează. N-au adăpost în Viorgea. La Bănești nu mai sunt locuri. Deci, nu, la Buzănești, deci e aceea, este aceeași asociație. Nu mai au loc. Sunt de sfor. Nu mai au loc. Păi au loc, mai văd cea. Nu mai văd strâng. Nu au loc, pentru că nu au loc, nu au bani, nu au loc. Nu mai au bani și primesc. Pentru fi discuția. Hai să vă spun cum am procedat eu. Eu fac la mea dată. Acolo, apropo de lăsat cânii, să nu vă spun că a fost să filmeze. Am dus cățelul, am dus un cățelul și tot la în capul. Am vorbit cu ea, cu cele 5 milioane, în glasul ăla. Am infracțiune. Bagajul am lăsat cățeaua acolo. În seara aia cățeaua mea băgată în adăpost. Am și văzut cu ea, m-a salutat. Probabil vorba a intrat singur, că m-a schis poate, orice s-a întâmplat. Și acum cățeaua mea este. Acum să dau și amenzi, ați văzut, sunt oameni care de la noi din comună au luat amenzi. Infracțiune. Deci principalul problemă până la urmă. De la câinii vagabonzi. Vreau să întreb ăștia suma pe care ți-o relatat. Nu, dar cu câinii ăștia trebuie să se aducă din comun. Eu aș vrea să zicei cu stăpân. Sau cu stăpân, dar nu ești vreo să știți că e problema? Dacă e o afacere pe care ești asta, nu poate să aducă câinii din altă parte. Nu poate să aducă și iar de la primărie. Voi am înțeles că aveți câteva sucuri. Dar eu vă încerc un proiect bun. Putem pe viitor. Dacă domnul secretar dorește să noteze, măcar pentru 50 de căței, când o să fie rectificarea de buget, să discutăm în prealabil cu medicul din zonă, n-am nicio problemă, e important, chiar și căței vagabonți, eu în timpul meu liber pot să prind dacă pot. Dar și primăria la rândul ei să poată să ne ajute. Este un început bun. Eu așa văd. Undeva, mă scuz, pe tot suntem la proiectul respectiv și am văzut că ați inițiat primul proiect pentru felicitări. Chiar vă fericit. După 3 ani de zile, să știți cum serios, s-a gândit și să fac un proiect. Mai am proiect, dar pentru oameni nu-s important. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu am zis nu. Dar gândiți-vă bine și la câinii vagabonzi. Păi eu m-am gândit prima dată. În primul rând, în al doilea rând, dacă tot aveți inițiativă și nu mai rădiți, așa, aveți inițiativă, noi am avut inițiativă buni, vă rog frumos, după 3 ani de zile, dacă numai asta, încercați să faceți și alte proiecte mai concrete pentru cetățeni, pentru binele localități. Că nu vă interzice nimeni, oamenii, nu vă interzice nimeni. Noi suntem aici să ajutăm cetățeanul, să-l susținem. Dar nu mă pe interes. Toată lumea trebuie să facă proiecte. Aici e ceva normal. Exact, toți care sunt aici la voastră. Da, am văzut. Asta e. Și trebuie să fie ceva sănătos și conștient, da? Cine este pentru acest proiect cu amendamentul... Dar sunt de acord, dar să menționați acolo că și câinii vagabonzi... Câinii fără stăpân. Uite, animale fără pedigree cu stăpân și fără stăpân. Și dacă ai susținut undeva mai acolo, fă un apel către ea să vorbesc cu ea la bază, să vorbesc cu câinii care sunt din oameni, care oamenii îi roagă. Asta e realitatea. Nu trebuie să spunem și oamenii să așteptăm. Domnul, hai să așteptăm, noi am luat înainte un proiect. Am spus că o să faci. E ce am luat? Poate fi noi, găsesc o soluție, vedem și poți să rezolvă problema. Și după aceea vedem ce efectiv din când mai avem un liber prin rata, cum să rezolvă problema. Un proiect, am luat un proiect. Dar asta nu se rezolvă, că dacă îi duci în adăugă, Eu da, chiar pe singur consiliu. Dar nu au explicat nimic de atât.
Da. Eu vă explic tot ce știu. Am înțeles. Eu am înțeles. Felicitări, nu știu, înțelegi, nu știu dacă și-ar cineva din Consiliul Local a avut inițiativa cum ai avut-o tu. Că asta văd că nu m-a avut. De când e Consiliul Local, are 3 ani de zile din Consiliul. Și a deferit. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Și ăla vreau să faceți, băi, dar oameni să vădă că... Nu, ăla este proiectul domnului primar, vreau să-l văd în... Să fie aplicat. Georgian are un amendament, poate să pună un amendament la, exact. La proiectul lui domnul primar? Exact. Dar proiectul este respins. Deci mă următorul. Ce e la următorul? Proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în comuna Livezi, județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor. Comisia 1 favorabil? Deci privind gestionarea deșeurilor din construcții. Nu e favorabil? Da. Favorabil toate trei comisii. Da. 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 Prin acest proiect obligăm cetățenii care demolează. Nu obligăm. Nu explicăm. Este un proiect de lege care este solicitat la nivel național. Nu ne-am trezut noi la nivel, suntem mai papă decât papa. Acest proiect îl găsim pe ordinea de zi la toate OAT-urile, mă referesc la județul Bacău. Garda de mediu. Agenția de mediu și tot ceea ce înseamnă mediu a făcut și Parlamentul României a făcut o lege în care toate deșeurile rezultate din construcții să se fiind radioactive, o parte dintre ele cu chestii din astea de radiații, să fie strânse și centralizate doar de firme autorizate. Cei care își asumă responsabilitatea și ele vor fi depozitate în locuri special amenajate, controlate și verificate de aceste instituții ale statului. Vor fi multe controale. Am fost informați, au fost anunțați, așa. Aici legătura între conducerea primăriei, Consiliul Local și compartimentul urbanism trebuie să fie foarte strânsă. În momentul când la finalul unei lucrări, acum mai nou, autorizațiile de construire, proiectele pentru construire au și recepție finală. Cei care nu aduc documente, aici trebuie să, mare atenție, cei care termină acest proiect și nu are aviz sau de la primărie, în primul rând, în prima fază o să ne oblige pe noi să stabilim o zonă, da, exact. O zonă în interiorul OAT-ului, în care să-l depozităm până când îl preia cei de la ADIS, în speță, că noi avem un contract, adică noi nu putem să o surcim. Tot ADIS-ul vor fi cei care o să stabilească și o să lucreze cu OAT-urile din care facem parte și noi prin asociație. Un apel chiar vreau să o fac de aici, de la această masă și asta cred că și dumneavoastră, ca și consilier local, având contact cu cetățenii comunii tot timpul, trebuie să spuneți acest lucru. Deci, OAT-urile vor, dacă vom fi depistați, vor fi amenzi foarte mari. Foarte mari. Dacă deci noi trebuie să votăm acest proiect de hotărâre. În prima fază o să stabilim, după ce hotărăște Consiliul Local, o să găsim o zonă, să identificăm o zonă unde să punem acele deșeuri, dar tot cu cei de la, o să le fac solicitare la cei de la Garda de Mediu, de comun acord, ca să le punem așa. Noi votăm acest proiect de hotărâre, că trebuie să-l votăm, eu așa consider, la fiecare face cum crede, și după aia eu o să solicit la cei de la aia să-mi identificăm. Și îl strângem mereu. Domnul consilier, credeți-mă că sunt și totul... Asta este cea mai... Și-o știți cel mai bine. Deci deșeurile din azbest sunt cele mai periculoase și cele mai... Deci pe alea nu glumești. Deci spune amendă direct. Da, cam asta este despre... Și o să la acea și preconizez că peste puțin timp am auzit și eu despre legea asta, pe legea 50. Probabil că orice proprietar care vrea să dirige o casă trebuie să încheie un contract cu o firmă de
care să ia morozul. Chiar eu am morozul în fața porții, cum ați văzut acolo, l-am acoperit cu ceva verde acolo. M-am întrebat ce să fac cu el. Dar eu cred că primul lucru care ar trebui făcut este să stabiliți zona unde se poate depăzea cu noi. Că până vin ăștia, stabiliți zona întâi. Băi, nu e probleme, dar trebuie să spun. Eu acum ce să fac? Dacă tot, eu consider că suntem toți într-o familie, chiar dacă suntem, zona eu deja oameni de edificat, dar vreau și acordul lor. Totuși să nu vină să spună, domnule, adică să vină, domnule, aici e zona. Deci eu am identificată zona, am hotărârea de Consiliul Local în care consiliere mă obligă cumva. Dumneavoastră acum veniți prin hotărârea să v-ați făcut treaba. Domnule, da, într-adevăr așa trebuie făcut. Eu de aici încolo, în baza hotărârii, dau drumul la documente, stabilim zona. Asta e... Și chiar am întrebat până să duc, pentru că am încercat, am dat la mine, am lucrat acolo și de alei, dar am încă frumos, că de fapt ce-i pământ, cu piatră, cu ceva cărămidă, chiar nu știu ce se fac cu ea. Deci pământul și asta nu e. Și foarte nimic. Păi asta e problema. Deci cineva de rând... Pe asta trebuie să stabiliști în această locație. Ca să știi omul ce poate duce acolo și ce păi iau ăștia. Deci pământ. Avem niște... Avem aici niște curat. Da, știți, ne sunt prin codul, văd că aici. Da. Deci trebuie să dăm drumul la... Trebuie să-i faianță și polistirene, ăsta ne iau. Ei ce înseamnă pământ bolovan, ăsta pot fi folosite la rambreat, la dusul pe zonă, la care trebuie fundat. Și pământul ăsta, să demolez o casă, primăria, are un loc unde dau un sfoare. Așa spune asta. Pământul, deci ce-ți asta? Pământul trebuie dus stabilit, într-o mare, nu avem nicio problemă, tot ce este. Ei, astea din construcții. Gresii, faianță, resturi, azbest. Alea azbest, alea din demolări, că acum nu mai găsim de pe. Deci azbestul... Ca și proprietar, dacă dețin un teren. Da. Aveți voi, aveți voi. Pot să-mi depozitez acolo, da. Acolo, nu? Și am un scrivări acolo, de deșeul, de asta mi-i duc, dar, dar eu cred, nu vă așa, că trebuie să faceți o adresă în care noi să vă dăm acel acord și atunci cetățeanul este acoperit, da, domnul primarul, a stabilit-o, verificat cu omul de la mediu. Asta mi-a duc aici, am arătat unde, dar corect. Da. Inspectorul de mediu trebuie să știe și să aibă localizat tot timpul. Știi că acolo este zona în care e cetățeanul X și depozitează. Verifică ce materiale sunt acolo. Păi da, domnul Vlașu, cazul ăsta poate să facă pe cetățeanul. Cum toată lumea? Tot cetățeanul face. Eu am un pământ, băi, mă duc, vin, faci cu acolo. Vei duce acolo tot pământ și piatră. Păi tot pământ, da? Când știam tot mă duci pământ. Dar nu înseamnă că ești eu. Radioactiv, dar tu nu știi cât duci numai pământul ăla. Păi dacă starea nu faci pe... Nu faci o bagă, îl bagă tot acolo și nu are nimic. Cu totul mă trebuie pe domnul primar vrea să aducă, dacă tot vă dedichezi de asta de pământ, aș dori, ca altă punctul de vieță, n-am așa. Tot că avem cu utilajul ăsta care e nou acum, de colmatat drumul poienii și a fost. O să vină ploile și o să ia apă. Vinde, acum toată apa de pe drumul de marin o să iese în stradă din nou și o să fie iar incident. Și îmi spun dat tot podul ăla. Dacă aveți posibilitatea și mai ales acum că aveți... Podul ăla din acolo? Da, da, da. Să vii de format așa. Apa se duce prin șanțul ăla la mine, la vale. Da, dar vine curent că vă întreabă cu cum și faci acolo. Inclusiv șanțul ăla la vale. Prin șanțul ăla la vale. Păi să nu, dar vine curent. Ia vine curent. Domnul, chiar vă rog cu chestia asta că ce trebuie desfăcut la vale, dacă nu curge apa, rămâne stradă. Nu, podul trebuie desfăcut, podul, pentru că este bloc, nici nu capi da, da, de desfăcut. Da, da, și apa nu are timp să stradă. N-are timp unde să duc apa. Deci este obligat. Apa este stradă și nu trebuie. Da, da, da. Nu faceți sau amânt. Da, că trebuie să are timp de până la jumătate. Deci, da, 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 zona aia la tine, aparține de drumuri naționale. Problema, nu, ascultă, podul e al lor. De la vale noi facem. Da. Eu o să-i fac din nou adresa, să-i cer doamna viceprimar să-și noteze. Da. Fac din nou adresa la drumuri naționale, să-și decolmateze acele șanțuri, ca să fie și noi acoperi. Să vezi un ridic din drumul nostru. Ei trebuie să și-l facă. Nu vine ei niciodată. Asta mai vine. Ultima dată. Absolut. S-a luat. Deci, mă vreau că bine de să-l încontrează și-l să-l facă.
senzația de raportarea ei și al noastrei curăță. Nu vin niciodată niciodată nicio să curățe. Dacă nu vin. Pentru că, într-adevăr, motivează ce spune. Zvânta de aia! Dar nu vă mea! Al jurului nu vin de pe șoseaua noastră. Nici ceva vin de la mine. Nu, nu e adevărat, vine de la noi. Au făcut anii. Ce nu e nimic. Doamnă, dar în extravilan. În extravilan am mai iar văzut cum vin la Dea și vin la Matei, de acolo mai zvânt. Dar în localitate nu vin. Deci apelează tot la noi. Și ne izbinează. Dar îi dă judecată. Comunitatea noastră, chiar dacă e drumul, e comuna noastră. Dar nu asta e problema. Eu mă acoper cu adresă solicit din nou. Da, domnule, le-am făcut. Le faci o dată, nu vin. Bun, am și eu un document în spate că a venit Curtea de Cont. Da, le-am făcut adresă, nu le-am făcut. Până la urmă cetățeanul suflet, trebuie să iei măsuri. Dar nu, dar de ce? Băi, îți lasă măsuri și... Ce mă sufinez? Că am luat numărul și am luat numărul care a stat prin cum mai trece cu anul. Și noi am luat și noi. Păi, ce vrei? Încă ții ei. Hai că, haideți că am dat-o de la mediul la asta. Da, da, da. Am înțeles. Da. Cine este de acord cu acest proiect? Zice cineva împotrivă? Cu mențiunea că ceea ce v-am spus, dacă proprietarii pot să... Domn primar, acolo pute găsim două persoane care, deci șanțul ăla, nu știu dacă vine de drumul și pot să te dea drumul la apa aia acolo. Găsim două persoane, se poate găsi, credeți. Nu se găsim, bă, că avem la 460, avem oameni, te-am găsit la mobilare. Ăla și se duce, se rezolvă toată problemele. Cap aia, s-a înțepat. La Caterina, acolo se umple podul, că am văzut de-a tot. Până sus și asta, nu știu, am bine astea, pe uliță la Matale, acolo, cred că ai mai bine 10 energia de la zi. Dar trimiteți-o de la mediu, vedeți și acolo. Și catastrofa e acolo, aruncată din la locuințele respective, în Bâlău, la compensa cu Tazlău acolo. Să meargă Alin, la Angelina, să mergeți să vedeți și acolo. Să vedeți și acolo. M-am speriat, am văzut că împărat cu dictul noi, în bună legă. Acolo e, nu se duce altcineva. Vă duce altcineva. Ei, nu vreți să duce altcineva. Și scoate cu noi, nu vă vedeți și acolo, din mână. Dacă nu aveți dreptul la 10 remuri, nu se de proiect de hotărâre privind la aprobarea aderării autorității publice locale Comuna Livezi, județul Bacău, la parteneriatul Grup de Acțiune Locală Microregiunea Confluențe Băcăoane, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Favorabil, comisie. 1, 2, 3. Întrebări la acest proiect? Să răspundeți ce zic. Exact. Încercăm să facem, să se facă o asociere între mai multe galori, zona Bacău. Este un proiect care pentru noi este favorabil, adică favorabil, un proiect care ne ajută să putem face, să accesăm mai multe fonduri prin asociere. Denumirea i-am dat-o chiar la ședință, am avut ședință de la Gal, s-o stabilit între noi, cineva a dat denumirea la această asociere. Noi trebuie doar să... Suntem deja Confluențe Moldave și acum... Dar expiră în 2025. Și acum, da. Asociere. Adică, nu, asociere, știți, în sală nu are o să batem... Cine sunt? Prima unire a județului. Prima unire a județului. Hai, să punem la urmă. Da, cine este pentru... Da. Mai voia ce... Da, spuneți-vă. Acum, tot domnul Gală să vedeți. Noi am beneficiat. Nu am avut... Tractor. Deci dacă... Și știi că salariul e? Da, până la salariul sau poți să
înseamnă închiriere? Asta apare la taxe. Taxele... Deci, haideți să vă spun. Dumneavoastră hotărâți. Haideți să vă spun ceva. Eu cred că trebuie să actualizați niște prieteni. Totuși, alea când a fost făcute, era de o consilie la Buldo și la... Mă? Dar nu putem. Deci pentru că... Cum? Dar curețurile se face compens în nevoia la acestea. Dar e chiar măcar, sunt firme care fac asta și tot la prețul ăla. Noi avem, chiar avem treabă cu el, dar nu mai contează, până la urmă. Ce te vorbim cu el? Dar nu, n-au luat plumb. Și ce faci cu prețul ăla? Am luat remorcă. Dar să vă luăm un exemplu ce faceți? Ia, vedeți? Ați sus cu generatorul, până îmi iau la un copt și o să cu tractorul, cu remorca. Deci s-a aprobat cu 12 voturi pentru unanimitate, da? Da. Declarăm ședința închisă.